Față de anii trecuți, în noul an școlar 2023-2024 există un plus de măsuri, de factori și de instituții implicate în tot ceea ce înseamnă creșterea gradului de siguranță în mediul școlar. Realizarea unei rețele de siguranță în jurul elevilor, formate din familie, cadre didactice, specialiști în protecția copilului, ordine publică, siguranță școlară și antidrog, iar instituțiile care, sub coordonarea instituțiilor prefectului, vor pune în aplicare și vor prelua această măsură, se numără IPJ Botoșan, IJJ Botoșan, Inspectoratul Școlar Botoșan. Un grup de acțiune va fi constituit la nivelul fiecărei unități de învățământ. O altă măsură, în ceea ce privește siguranța elevilor, va fi întocmirea rapoartelor de analiză post-cauzală, urmarea fiecărui incident din școli și stabilirea unor direcții de acțiune pentru a fi prevenite incidente similare. De asemenea, la nivelul fiecărei unități de învățământ, va fi constituit un grup de acțiune din care vor face parte reprezentanții Ministerului de Interne, asociațiilor de părinți și elevi, ai altor autorități și, evident, ai reprezentanții unității de învățământ, care va avea drept scop grupul de acțiune, facilitarea comunicării în vederea adoptării măsurilor necesare pentru creșterea gradului de siguranță în mediul școlar. Pe parcursul anului școlar, în cadrul unităților de învățământ, vor fi desfășurate programe împotriva violenței în mediul școlar și a consumului de substanțe psihoactive. De asemenea, în cadrul școlii, altfel, va trebui ca în fiecare unitate școlară să fie implementată o anumită temă. Este prevăzut ca în cadrul programului școală altfel, în fiecare unitate de învățământ să fie implementată, deci pe parcursul derulării acestui program, să fie implementată o temă care va avea denumirea de prevenirea și reducerea faptelor de violență și respectiv a consumului de droguri, alcool și tutun, măsură care va merge în continuare în paralel cu susținerea unor sesiuni de informare a elevilor în ceea ce privește consecințele de natură juridică ale comiterii de fapte, să spunem, în afara legii. De asemenea, este important să fie implementate programe de educație pentru sănătate în școli, care să le ofere elevilor toate informațiile și instrumentele necesare pentru a face singure alegeri sănătoase. La nivelul județului Botoșani sunt aproximativ 60.000 de preșcolari și elevi.